Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 29 aprilie. Uite, titica a mai rămas și epuizăm și această lună, intrăm în luna mai, care va fi o lună deosebită din toate punctele de vedere. Dar și această zi este deosebită. De ce? Pentru că alături de noi se află doctorul Florin Haidamac. Bună dimineața, bună, bine ați venit alături de noi. În primul și în primul rând, vreau să remarcați că suntem mai subțirei pe micul ecran. Da. Da? Nu? Uite un pic. Probabil, da. A? Dar ce am făcut? Noi nu, ei. Ci că loc de 4 pe 3 acu e 16 pe 9. Pe bune, nu înțeleg mare chestie. În asta e ceva la dimensiunile de la... De la felul în care se filmează, dar e altceva. Sau își fac ăștia mișto de noi aici în platou și au făcut doar pe monitorul ăsta. Dar, în fine, lăsăm asta deoparte pentru că, iarăși, nu e chestiunea numărul unu din dimineața asta. Chestiunea numărul unu din dimineața asta, dintr-o anumită perspectivă, poate fi desemnarea câștigătorilor de la concursul cu... concertul de la Versus cu Fady, acel cântăreț australian. Da, în fine, aș vrea să remarcăm o dată în plus frumusețea ziarelor locale în zilele precedente sărbătorilor pascale. Da. Ceva deosebit. Minunat, da, da. Ca în fiecare Paște... Toți își transmit tot felul de mesaje, tot felul de... Nu, toți ne transmit, nu își transmit. Probabil. Sau își transmit ei între ei, de fapt. Ei între ei, da. Tot felul de mesaje, tot felul de invitații la pace, la să fim mai buni. Parcă până acum nu am fost. Să vină alții. Da. Da, deci tot felul de treburi de genul ăsta. Din păcate, doar câteva zile pe an. Doar așa, ziarele arată așa de Paște, de Crăciun, nu? Cam așa da, arată. Da, da. Și de anul nou. De anul nou, când toți spun la mulți ani și toți ne doresc măi. Prosperitate și belșug, dar, mă rog, rămâne la stadiu de dorință, nu la stadiu de chiar fapte. Da, mă uitam așa până la urmă, îndrăznesc să cred că oamenii ăștia care pun și dau aceste urări sunt mânați de cele mai bune intenții. Sigur în schimb, că da. În schimb, pe bune, ziarele nu prea mai arată ziare. Da, ca o colecție așa de... Da. Parcă sunt de alea, cum se cheamă, de se pun în cutiile poștale. Da, cu oferte. Da, cu oferte și cu... Da. Parcă... Mă rog, avem o promoție la ceva. Care mă costă mai puțin? E, unde costă mai puțin, mai ales acum în zilele astea, se calcă lumea în picioare. Deci eu am observat fenomenul ăsta și îl observ fiecare an. Dom'le, dacă este o conservă cu 10 bani mai ieftină la un magazin, acolo este buluc. Buluc, buluc, buluc. Iar la coadă se stă în ordine civilizată, fără scandal, da? Cu cărucioarele în față, frumușel, deci se stă fără niciun fel de problemă. Fără zgomot. Neavând, deci neavând nici măcar curajul sau nici măcar intenția de a țipa un pic să se mai deschidă o casă sau două. Da? Că din 10 case sunt deschise de obicei 3 sau 4. Da? Dacă 10, da, maxim 3. Maxim 3. Maxim 3. Dar să-i vezi pe aceeași cetățeni... Acolo unde faci tu amă vorbire și nu dăm nume că nu-i frumos, nu. De regulă-s două. De regulă două. Dar să-i vezi pe aceiași cetățeni care stau la coadă așa în rând frumușel cu conserva cu 10 bani mai ieftină, să-i vezi la spital sau la medic. Cum o trecut 5 minute, e posibil așa ceva? Să stau eu atâta la coadă? Ha? Nu faci scandal într-un loc unde se spune, domnule, sunt mulți, hai să mai deschidem o casă, că poate ne grăbim, poate avem treabă, poate nu știu ce. Nu. Dar cum ajungi la medic și trebuie să stai un pic, domnule, începi circul. Ha? Da. Nu știu din ce cauză. Bun. Eu mai spus chestia asta. Întotdeauna când ajungi la medic, cu orice problemă, ți se pare că ta e cea mai mare. Da, și în definitiv și la urma urmei, așa e, pentru că e problema ta. Eu sunt de acord. Eu nu spun că nu. Dar ideea e în felul următor. Aici
ai o problemă, mergi la medic. Dacă nu e o problemă urgentă, faci o programare. Nu... Dacă e urgent, mergi la UPU și nu neapărat în vizită, cum au fost prietenii noștri care au vizitat UPU ca muzeu. Da. Da? Deci e un pic mai dificil treaba. Pe mine mă amuză foarte tare sărbătorile astea. Deci sunt, este cum să spun, momentul meu de inspirație maximă și de a savurez fiecare treabă de genul ăsta, pentru că pot să văd comportamentul celor din jurul meu. Deci este fenomenal, crede-mă. Fenomenal. Persoane pe care le cunosc eu și care, vai, ce rău o duc, ce necăjit sunt, ce nu știu ce, să-i vezi cum ies de la Carrefour, de la un anumit magazin sau așa, cu coșurile pline, cu tot ce vrei, uite așa, te calci cu ei în picioare pe la toate magazinele. Da? Nu avem bani, suntem necăjiți, vai de capul nostru, iar în parcare la anumite magazine nu ai loc să arunci un ac. Să arunci un ac. Nu ai loc să parchezi, spre exemplu... Ăștia sunt români, Max. Cei de lângă... Mâncarea. De lângă poliție. Mai vedem, cei de lângă centru comercial, de lângă... poliție. Sau, marketul de lângă poliție, ca să nu facă aceeași greșeală pe care ai făcut-o. Adică să nu insistăm în greșeală. Știi că, până la urmă, asta se mai întâmplă. Sunt poți rău deschise. Dar acolo tu ai văzut că luni dimineața, cel puțin... N-ai unde parca? Așa este. Dezici că luni dimineața ar fi toate ofertele de... Doamne, e o afacere a unor cetățeni de etnie germană, da? Au făcut acest market cu o parcare, zic eu, foarte bine calibrată. Sunt unii care au parcările prost calibrate sau unii le au parcă prea mari funcție. Nu, de... e o parcare foarte bine. Deci e o parcare bine calibrată pe ceea ce au ei. Așa este, da. Cu alte cuvinte, un lucru deștept făcut. Asta trebuie să o recunoaștem. Cu toate astea, în niște zile nefirești, dintr-o anumită perspectivă, da? Și când spun asta, mă gândesc luni dimineață, cine ar merge luni dimineață să umple coșurile până la refuz? Nu, acolo parchează lumea care merge la servici, Max. Deci nu, ei n-au treabă cu magazinul. Na, să știi că nu e vorba doar de servici. Se întâmplă ceva acolo. Au de dat raportul, au de... Deci luni dimineață e cumplit. Marți deja mai ai pe unde să arunci vreo două mașinuțe. Vreo două. Dar luni dimineață nu. Nu ai. Cine nu știi, apuci. E un pic mai dificil, dar... Le-au de plătit amenzile din weekend. Cred că da. Nu, ideea e că, într-adevăr, în orașul ăsta nu există un loc de parcare ca lumea. Adică problema parcărilor este foarte, foarte acută. Deci nu ne jucăm cu cuvintele. Nu ai unde. Sincer, deci chiar nu știu cum, unde să parchez. Civilizat sau civilizate sunt cele două parcări din centru. Subterane. Subteranele, da? Da. Dar... Da, Max, dacă tu ai treabă... Asta, știi cum e exact din ciclul ăla, dar la spital, nu faci cu o floare primăvară. Da, dacă tu ai treabă la spital și vrei să-ți lași mașina în centru, mai bine mergi cu autobuzul. Deci cam asta e ideea. Adică, eu aș vrea un loc de parcare sau gândit cumva astfel încât eu să nu iau autobuzul de unde îmi parchez mașina și până unde am treabă. Deci, asta e ideea. Iar în ceva nu se poate și nu se poate niciodată. Bun, și acum nu suntem noi chiar atât de blocați sau dependenți de mașină. Dar punem lucrurile, cred eu, destul de corect. Mașina nu mai este un lux, mașina este o necesitate. Adică, nu știu cum să spun, trăim într-un secol și într-o niște vremuri în care viteza e principala caracteristică. Înțelegi? Deci noi tot timpul suntem în mișcare, noi rezolvăm foarte multe probleme într-o zi și ai nevoie de libertate de mișcare, nu mai merge. Deci nu... Așa... Probleme mai puține, nu te grăbești deloc, ai timp să le faci pe toate, dar în momentul în care ți se adună într-o zi N, trebuie să te miști foarte, foarte repede ca să le rezolvi. Dar, bine, locul de parcare, eu am mai spus, unde a fost un spațiu liber, a apărut imediat, ba o bancă, ba un bloc, ba o farmacie, ba o chestie de genul ăsta. Și atunci, de unde, frate? Că nu ai posibilități. Iar să scurmi în pământ să faci numai parcări subterane, nu mi se pare o soluție chiar viabilă. Deci, da. Merge așa ca o cârtiță, pac, și te duci. Nu, după cum spuneai, e o problemă majoră aceasta cu parcările. Spun sincer că punctual aș avea câteva rezolvări, dar
Până la urmă, nu. Eu trebuie să fac acest lucru. Avem, slavă Domnului, ța candidați care vor veni cu jdemii de, soluții. De oferte. Mai nu știu cine spunea, dar tare am preluat vorba asta. Cu alte cuvinte, chiar și din vorbă nu-mi place să plagiez. Recunosc că e creația altcuiva. Ci că, domne, dacă s-ar face 10% din ceea ce se promite într-o campanie electorală, în 2-3 rânduri de campanie depășim Germania. Da, bine. Deci, în fine, în campanie e cumva, e cumva pe gustul meu, pentru că sunt numai SF-uri, înțelegi? Deci foarte mulți. Aici este o chestie așa, super faină. Deci în campania electorală, cel puțin la noi, zilele sucevene ale science fiction-ului. Deci o problemă, ale ficțiunii speculative. Da? Deci nu mai există așa ceva, că stai să vezi. Nu, se promite foarte mult. Cum să spun? Eternul vom face și vom drege. Deci, o să. Vom face și vom... Dar până acum ce ați făcut? Deci nu, laudă-te cu ce am făcut, nu cu ce vom face. Da? Când vom face, foarte ușor, spun și eu, mâine plec pe Marte, mă duc pe Lună, mă duc și unde, voi face, voi drege. Și nimic. Deci, uite, monitorul de Suceava. Ziar Drag Nouă, da? Da. Din multe urări așa, răzbate o știre. Premieră. Alegeri locale fără PSD în municipiul Suceava. Da. Bine, e pus și semnul întrebării. Da. De ce spune acest lucru Dana Humoreanu în articolul ei? Pentru simplu fapt că există această posibilitate. Mă feresc să spun risc, mă feresc să spun altcumva. Oricum, judecătoria a anulat 872 de semnături din cele 1440 din listele de susținători ai candidaților PSD la Consiliul Local Suceava și a respins propunerea de candidatura lui Tiberius Brădățan la funcția de primar de Suceava. Pentru validarea candidaturilor sunt necesare minim 976 de semnături de susținere pe care candidații PSD nu le-au mai avut. Bun. Cum spune Dana, aroganța și lipsa de responsabilitate au adus cel mai mare partid din România, așa cum îi place să-și spună, în situația de a risca să nu participe la alegerile locale din 5 iunie, municipiul reședință de județ, pentru a se înscrie în cursa pentru primărie și la Consiliul Local. Candidații au avut nevoie de 976 de semnături de susținere, le-au strâns cum au crezut de convință în corturile amplasate în oraș, la sediile partidelor sau din ușă în ușă, și s-a ajuns la această situație. Bun. Mai spune că din informațiile noastre, la verificarea pe care a făcut-o la partid înainte de depunerea listelor la biroul electoral municipal, PNL a renunțat la circa 1000 de semnături pentru că nu îndeplineau toate cerințele menționate mai sus. Da? Deci înainte de a depune la biroul electoral municipal, au mai dat 1000 deoparte și după aia s-au dus cu hârtiuța acolo, cu hârtioaiele, că sunt mulți. Max, dar scuze-mă un pic. Stai să termin. Da. Știi de ce? Ca să vorbim relativ în cunoștință de cauză, pentru că, îți spun, speța e complicată și am mai spus și repet și îmi respect punctul meu de vedere. Mie tâmpenia asta cu strângerea de semnături la partidele mari mi se pare o chestie prin care doar se epatează. Doar se fac... știi, am de strâns 1000 de semnături? Da. Eu strâng 6000. Știi? Da. Dar nu ești în stare să completezi o hârtie cum trebuie și tu vrei să conduci un oraș? Dar nu e vorba de completat tu de hârtia. Cum tu? Nu. Dar ești responsabil. Băi, eu să fac ceva... Da. Unde să fie implicat numele meu și mai ales să mă dau eu mare doctor, să mă duc că vă iau glicemie gratis, vă iau tensiune gratis. Ce treabă are doctorul cu primarul? Absolut niciuna. Absolut niciuna, niciuna, niciuna. Nu, frate, te duci acolo la cort și spui, vom face, vom drege, vom da pensii, vom face un cimitir, vom face tot ce trebuie ca să plecați cu picioarele înainte cum vă vrem noi, da? Bun. Dar nu amesteci medicina
pe stradă, la corturi ambulante cu primăria, pentru că nu ai nici o treabă. Este foarte posibil că la cât de proști sune și la cât de tănăi sunt alții, ei să fi înțeles că semnează pe hârtiile alea că le-au luat ăștia glicemia, înțelegi? Deci se poate și treaba asta. Dar eu nu contest, fac... nu... Dar eu să fac o campanie. Asta. Nu spun nici eu, dar este foarte posibil că lumea așa este, cu, în fine. Ceea ce spui tu, bă, Florine, este perfect omule, eu să mă plauzile. Duc undeva, să am numele meu asociat cu ceva, să fac ceva și să nu fiu în stare să verific și să fac niște hârtii, îmi pun mari semne de întrebare asupra, atât asupra mea, a capacității mele, cât și a celorlalți care sunt în jurul meu și mă susțin. Bă, fraților, este o hârtie. Te uiți pe dânsa, te caști bine, are nume, prenume, CNP, tot ce trebuie. Bun, la revedere, o ducem și o depunem undeva, este un act. Eu când depun o hârtie undeva, mă casc pe ea de 7 ori. Corect. Înțelegi? Nu, mai ales că riști să te faci de genul ăsta în public, halandala, și pentru ce? Problema asta la modul următor. Ce și vă rog frumos să mă asculți, pentru că spun acest lucru, nu pentru a ține parte. Eu am zis, din punctul meu de vedere, mi se pare aberant ca asemenea partide să fie obligate. Da, cele mâțâțele, cele... o spun și... ok. Rămânem însă la această, la această speță pe care o avem, la acest lucru concret. După cum spui tu, n-au completat corect niște hârtii. Mă, să știi că aici încep să am și eu mari dubii. Dar nu de felul în care au strâns oamenii sau cum au apărut aceste hârtii, ci pur și simplu că ai următoarea situație. Tu strângi semnături, da? În mod firesc, din punctul meu de vedere, îi dai cetățeanului să completeze, da? Corect? Ce are cetățeanul, deci, să completeze? În mod firesc, în mod, ai semnat vreodată pe o hârtie de aia de susținere a candidaturii? Niciodată. Eu am semnat de câteva ori. Într-un an, cred că am semnat pentru vreo 3 sau 4 de ăștia. Într-un singur an. De ce? Pe următorul principiu. Dom'le, care e problema? Vor o șansă? Au o șansă să candideze, nu am nicio problemă. Da. De fiecare dată, nu am dat eu datele, am completat eu, sub semnătura mea, că alea sunt datele, da? Da, Max, dar tu știi să scrii. Înțelegi? Sunt da, dacă aș fi vrut să fac rău, nu scriam rău pe acolo? Pa, pentru da. Că, din ce am înțeles, a contestat așa, că era lista aia, știi, și ai nume, prenume, adresă, da, nu știu ce, semnătură. Da. Ei, sunt unii cetățeni care treceau acolo, iar la adresă treceau strada cu tare... Da? Da. Și gata. Spre exemplu, spunea Bulevardul George Enescu, strada scurtă. Da. Și? Ok. S-a refuzat asta cu Bulevardul George Enescu, strada scurtă, pentru că trebuia să scrie Bulevardul George Enescu, strada scurtă, Suceava. Da. Și eventual scara și apartament. Dar tânăul ăla care o strâns semnăturile, ăla care merge din poartă în poartă și spune nu vă supărați, semnați cu al nostru, că vă va aduce prosperitate și belșug de noi să puteți duce. Da, domnule, gata, se semnez. Ăla care îți pune hârtia în mână, ăla nu se uită la ce-i scris tu acolo? Băi, spun sincer, eu, spre exemplu, dacă intri pe o stradă de aia cum e în Burdujeni, cartierul Tineretului sau nu știu ce, și stai acolo... Chiar mi se pare un pic cam dus în extremă. Păi nu extrem, personal, cred că atâta timp cât ți-ai pus semnătura, ai dat numele, seria la buletin, adică tu ești ăla... Sunt foarte multe lucruri în țara asta și eu ți-o spun pentru că mă izbesc de ele, care se bat cap în cap în orice domeniu, inclusiv în domeniul meu. Pentru că ți-am spus, sunt legi făcute pe genunchi, cu norme publicate după 7 luni, care nu pot fi aplicate și total și tot înainte, tot așa, da? Dacă ți se cere, frate, ce avem de făcut astăzi? Avem să-l susținem pe doctorul Cutare, care așa de bun va fi el încât trebuie votat de lume. Foarte bine, bun. Găsim niște indivizi care sunt ori de la partid, ori le dăm bani pentru treaba asta, să meargă să completeze niște hârtii. Și la aia le facem instructaj. Bă, tănăilor, când vine cetățeanul, în paranteză fie spus, cetățean care nu e în stare să completeze o cerere, cu buletinul lui în mână, în față. Înțelegi? Dacă mergi la Casa de Asigurări de Sănătate, îți pui mâinile în cap. Da? Dom'le, ai de făcut o declarație.
cum că nu ai aia, aia și cu aia. Nu știu unde să scrie CNP-ul, nu știu ce e la CNP, nu știu ce e la... Unde scriu numele? Aici, Costică, da? Deci ăștia sunt oamenii care nu știu să scrie. Era bancul ăla, știi? Unde greșeau foarte, foarte mulți, știi? Dar era dat cumva tot ca pentru polițiști. Primeau polițiștii formular. Și formular, scrieți data, scrieți data, scrieți numele, scrieți ta numele, deci Popescu, Georgica, așa. Acum scrieți prenumele. Cum? Da, da, da. Știi? Era așa un concurs. Ieri mă uitam, am văzut câteva din listele astea returnate și am văzut așa, adică, spune mie că n-ai pățit-o niciodată. Deci, bă, știi, mă scrie. Dar nu ți s-a întâmplat niciodată să pui semnătura în altă parte? Nu. Mai, deci, cu un rând mai jos, un rând mai sus, niciodată? Bă, eu am pățit-o în nenumărate ori. Semnătura, pac, puneam și... Stai, mă, că e cu un rând mai sus. Cum au ăștia formularele la... Bă, bă, dar e simplu, băi, omule, băi, e simplu, te simplu, caști, da, bine, băi, omule, te caști, da, bine, pentru că eu ți-am... Înseamnă ca spus... să fiu din aia, peste vreo 20 de ani am nu să pun numai de semnături de-al. Trebuie să-i explice, băi, pentru că ăștia care fac campanii au o echipă în spatele lor și ăia trebuie să, la ăia trebuie să le faci un instructaj, bă, bombalăilor, asta și cu asta. Verificați foarte bine după ce, deci, când scrie ăla, ce anume scrie, ce e așa de greu, băi. Dar asta ca să vezi cam ce interes își dau, ca să vezi cam ce oameni au în spate, ca să vezi cam cine vrea să te conducă pe tine, Max. Înțelegi? Da, mă, încă o chestie, stai așa. Ești tare să completezi o hârtie, riști să pierzi o candidatură din cauza asta și după aceea vai, n-avai, înțelegi? Deci, contestația a fost pusă de doi cetățeni. Vasile Cioban și Mircea Blându, de 66, respectiv 70 de ani. Aha. E tare, nu? O, băi, hai să mai vorbim, băi. Hai ce vorbim. Tocmai când este conjunctura asta în țară și când iau pe ăștia cu lanțurile și cu mascații și cu cătușile, da, te caști bine la fiecare hârtie pe care o faci, bă, ca să nu ți pună piedici, băi, omule. Am înțeles, da. Deci asta este fenomenul, bă. Așa umbli flower power pe drum cu trei foi și citești tu niște analize la oameni. Asta este o vrăjeală. Dar stai așa, ce prostie, bă. Băi, cer la PSD, nu stau încet. Acum... Contestă și ei, nu? Da. Mi se pare corect. Dorim compararea semnăturilor de susținere pentru candidații de primar, precum și liste de consilieri locali în toate partidele. Perfect. Adică, băi, ne-ați, da, verificat, bă, pe noi. Hai la toți, da. Verificați-i pe toți. Sigur. Bă, la adevărul e că, bă, uite ce spune Ovidiu Donțu. Cele două contestații formulate împotriva candidaților PSD, cele domnilor Vasile Cioban și Mircea Blându, de 66, respectiv 70 de ani, da? Am formulat plângere penală împotriva diriguitorilor din sediul PNL al acestor contestații forțate, întrucât avem dovada că a primit drept mită pentru acest lucru funcția de membru în Consiliul de Administrație al TPL. Nu credem că persoanele de 66-70 de ani au redactat că persoanele de 66-70 de ani au redactat dosare de contestații de zeci de pagini, citind sute de pagini de legi și interpretându-le. Credem că din sediul PNL s-au redactat aceste contestații și le-au fost puse în fața unor persoane care aveau peste un miliard de lei vechi datorii la asociație, probabil ajutându-le să-și plătească o parte din aceste datorii. Deja... cum spuneai, SF-urile, eu da? Ți-am spus, bă. Practic, nu avem în acest moment o contestație validă depusă într-una din instanțele de judecată. Toate contestațiile sunt redactate de alte persoane decât cele care apar în scripte. Față de această situație, nu avem contestație validă pe rol și vom cere instanței să constate acest lucru. Da? Deci eu ți-am spus, dacă căscau pe hârtii și știau cum să completeze o hârtie, nu mai aveau nici contestații, nu mai aveau nici circ, nici panoramă, nici tribunal, nici nimic, nimic, nimic. Era foarte simplu, dacă se pleacă de jos, da? Băi, aveți grijă cum și ce și cine anume semnează și cum, da? Pentru că așa trebuie să arate standard. E foarte simplu. Iar la finalul fiecarei zile, da? Tu... Eventual, dacă aș fi fost eu candidatul partidului, mă duc și verific cu mâna mea.
Băi, câte semnături am? A, sunt 900 max și ceva, nu e așa mult. Păi nu-i deloc mult. Iar la finalul zilei... e cumva o strâns la un moment dat peste 2000 de semnături, din ce spun. Dar n-ai nevoie de peste 2000. Da, așa. Nu, dar vezi tu că, din punctul meu de vedere, asta e chestiunea de bază. Trebuie să ai 976 de semnături, pui 980, bă, dar făcute semnături, că ce atâta? Pe mine m-a enervat și mă deranjează chestia aia. Dom'le, trebuie 976 sau îți trebuie 1000 de semnături, cum a venit Gabriela Firea, da? Trebuiau 1000 de semnături, am adus 20.000. Dar pentru ce? Dar pentru ce? Îți trebuie 1000? Da. 1000 de pune 1000. Da. Ce atâta? Pentru că nici asta vreau să scot încă o dată și încă o dată în evidență. Faptul că îți trebuie 1000 și tu duci 2000, din punctul meu de vedere, e doar așa o chestie de, nu de heirupism. Doamne, spui așa, am început campania de strângeri de semnături la ora 10 și la ora 12 am închis-o, că deja erau prea mulți. Doamne, am înțeles. Deci asta o înțeleg, că am adus 2000, da? Dar altfel, să ai tu de strâns 5000 și să pui 10000, adică, bă, știi ce, ia numără tu, vezi câte semnături de alea-s pe bune și câte-s rele, știi? Dar din 2000 găsești 1000, nu? Dar de ce nu fac așa și cu gropile, vei? Băi, avem de reparat 4 gropi. Asta mă, că reparăm 10. A? De ce nu fac așa cu gropile? Ți-ai găsit. Câte centri de copii cu dizabilități avem în Suceava? 4, 5, 6. Le rezolvăm pe toate, da? Da. Ce n-ai, băi, nu, numai la vrăjeală de genul ăsta, cine sunt eu în lumea mea? Cât sunt eu de cunoscut, ce bun sunt eu, ce tare sunt eu, numai la vrăjeala asta suntem campioni, băi. L-a făcut ceva, efectiv, cu mâinile, niciodată, băi, niciodată. O trebuie să treacă, să vină alte campanii electorale ca să se asfalteze pe într-o parte, prin alta, inclusiv la mine pe stradă. Înțelegi? Deci, nu se poate, băi, așa ceva, băi. Astea trebuiau făcute de N ani, nu acum. Eu mi-ar trebui să fie campanie electorală la 2 ani. Nu, ne-ar trebui campania electorală pe an. Sau pe an. Da. Pe an. Măcar până ieșim din situația în când care suntem. Când îi vezi dacă nu mor. Și când te uiți, nu sunt stare să completeze niște hârtie. Dar ei vor face și vor drege. Hai, bă, să fim realiști. Ce naiba, bă? Cum se poate unul ca ăsta să acceseze niște fonduri europene unde e așa un dosar? Dacă el nu e în stare să completeze două hârtii de la 3 babi pe stradă, vei. Cum se poate, vei? Spune-mi tu cum. Cu mare grijă și atenție. Sigur că da, și cu competență ce are el. Aia, bă, să fim serioși. Astea sunt niște vrăjeli, vei. Deci niște vrăjeli extraordinare. Eu sunt de acord, frate, ai pierdut în alegeri, nu te-a votat lumea. Băi, asta este, l-a votat pe altul, că ăla e mai deștept, că atenție, nu știu ce. Bun, total până de acord. Ăsta e jocul. Ăsta e jocul, deci pe ăsta ți-l asumi. Dar tu să-ți riști startul. Când n-ai fost în stare să completezi niște hârtii, mi se pare... Da, mă, dar vezi tu că întotdeauna se caută vinovați în cu totul alte părți. Știi? Dar la tine nu-i prea cauți niciodată. Păi plin Facebook-ul, am fost și am identificat nu știu ce loc unde voi face, eu nu știu ce naiba. Am stat cu babele de vorbă că aveau tensiunea prea mare. Am făcut nu știu ce. E plin, pe net, e plin. Și ei nu sunt în stare să facă o hârtie, bă. Despre ce vorbim, așa? Ăștia vor să se conducă, bă? Da, bă, lasă-mă, bă. Eu m-am lămurit cu ăștia. Bă, fiți, dacă vrei să faci ceva și vrei să fii profesionist, începe cu fiecare lucru pe care îl atingi, cu fiecare lucru în care este asociat numele tău, fii, domnule, perfect. Pentru că te prezinți în fața unui oraș întreg, da? Nu mergi cu... Știi? Adică mie mi-este jenă să mă fac de râs în cercul meu de prieteni. Băi, mi-ești jenă. Care fie vorba între noi. Fie el mare, dar da, nu cuprinde toată Suceava. La nivel de, vai, cine știe ce. Mă cunoști mine 3-4 oameni și, da. și față de aia nu vreau să mă fac de râs, înțelegi? Corect. Dar fiind, să fiu implicat într-o așa chestie și eu să am dificultăți din cauza unor hârtii, ce echipa ai în spate? De 2 lei. Asta înseamnă. Da. Că în rest, treaba asta cu contestațiile, cu ăla de 70 de ani, cu ăla de 60 de ani, bun, poate să fie reală până la un punct. Dar dacă nu era motivul, nu?
Noi, băi, de râsul plânsul, băi, 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 de ce de oricum, un nou termen este fixat pentru ziua de astăzi, ora 12. Cu amabilitate, președinta completului a întrebat pe avocați cum intenționează să dovedească faptul că persoanele ale căror semnături de susținere au fost anulate locuiesc în Suceava. Avocatul a răspuns prompt că se poate dovedi prin confruntarea listelor de susținători cu registrul electoral și a cerut instanței să solicite aceste informații la primăria Suceava, unde se află. Vă aparține sarcina probei, a spus președinta completului. Noi nu avem acces la registru, a răspuns avocatul, astfel încât adresa de solicitare a informațiilor necesare confruntării va fi înaintată probabil de tribunal. Adică... Max, este un dezechilibru, este o prostie asta. Deci este un dezechilibru major dacă nu are PSD-ul candidatură la primărie. Deci este un dezechilibru... Doamne, eu mă feresc să mă gândesc la așa o variantă. Și eu la fel. Pentru că automat m-aș gândi că, bă, și pot bănui pe bună dreptate că cineva și-a băgat coada. Posibil și asta, deci eu nu spun că nu, posibil și asta, dar este ar fi un dezechilibru major. Ar fi un dezechilibru major. Să rămână... Nefiresc. Nefiresc, deci nefiresc. Poate Tiberiu Săracu are și el susținătorul lui, are votanții lui, da? Cu siguranță. Cu siguranță are, cu siguranță. Drăznesc da? Să cred că dacă și cam candidații de top, da? Dacă ar fi avut nevoie să aibă 1000 de oameni în față la acolo ca să semneze repede, îi strângeau. Corect? În mod sigur. Da. Deci, la partidele mari nu era nicio problemă. E mai complicat la ea, mânțuței. Care nu-i cunoaște nimeni, da. PNC, cum e PNCCD-ul, știi, care au ajuns porecle, nu partide. Au ajuns numere de mașini, știi? Da. Nu, dar mi se pare un dezechilibru foarte mare, iar cei care sunt responsabili de treaba asta, din punctul meu de vedere, ar trebui zburați fără dubii, înțelegi? Da. Deci nu se poate, bă. Inclusiv ăștia... Deci pentru că știți ce se întâmplă? Situația nu e la nivel mare, la nivel de conducere, cred. E la nivel, la nivelul ăstora mici care au strâns semnăturile astea. Da. Ăștia nu s-au căscat bine. Și bineînțeles, ți-am spus, eu o să fiu candidat cu mâna mea, verificam tot. În loc să iau glicemie la babe, mai bine mă uitam naibii pe ce liste am. Ascult aici că PSD-ul, cel puțin în momentul în care a ajuns în această situație, a apelat la un sobor de 4 avocați. Cum sună asta? Sobor. Corect, na, un sobor de 4 avocați. Toți suntem în temă, toți suntem în da. Într-o perioadă în care vom vedea multe și vom auzi multe da. De la un sobor de preoți. Înțelegi? Deci, mi se pare corect. No, da. E păcat. E păcat din punctul meu de vedere. Dar cum se face circ așa până la urmă? Și de ce? Din nimic? Nu e din nimic. Din cauza faptului nimic, că nu că sunt... Să spui că nu știi să completezi o listă de susținere e o problemă. Dar poate nu știi, vei. De ce să spui că nu știi? Păi da, de aici e vorba de respectul, în primul rând, față de tine, după cum spuneai tu. Bineînțeles, dar e și de chestia aia, de minimă competență, da? Ce-ți spun eu? Dom'le, completează-mi și mie o listă de asta. Dom'le, ce face apa la 100 de grade? Am înțeles, îți completez, dar te rog frumos, spune-mi dacă e nevoie de ceva, fă-mi un instructaj, poate limita competenței mele se oprește până aici. Da. Da, pentru că limita competenței multora se oprește la gelul de păr. Atât. Înțelegi? Pe sistemul ce face apa la 100 de grade. Dom'le, nu știu ce face la 100 de grade, dar la 90 de grade știu că e perpendicular. Da, are unghi drept. Are unghi drept, e perpendicular. Deci de ce vorbim? Nu e, nu, eu ți-am spus, asta se cheamă incompetență, be. Asta se cheamă, be. De la primul până la ultimul, be. Pentru că primul trebuia să știi să completeze, ultimul trebuia să știi să verifice, be. Să caști pe fiecare listă, be. Asta trebuia să întâmple. Cam așa e. Păi da, nu. Da. Te pomenești la tribunal că îți spune, bă, nu-i bun, că uite, aici nu-i... Adică, na. Doctorul Cristian Irimie și inginerul Andrei Ianovici candidează pentru conducerea DSP Suceava. Da. Foarte bine. Cum e? Tu ziceai, doctorul să stea acolo
Și inginerul să vină să conducă DSP-ul, nu? Da, mi se pare corect. Da. Da? Da. Păi, eu, ok, înțeleg. Spre exemplu, în cazul domnului Cristian Irimie, un medic față de care am tot respectul. Doctorul Irimie, într-adevăr, știe cu ce se mănâncă treaba. Deci asta este ideea. Păi, da, de când a fost el... Știi că și spitalul ăsta județean, Suceava, și mai multe spitale din județ, au așa un mic secret în spate. Perioada în care domnul Cristian Irimie a fost în Ministerul Sănătății, ministru secretar de stat. Ăsta e secretul. De acolo au pornit practic toate lucrurile. Drept pentru care mi se pare normal omul ăsta să aibă întâietate cam în mai multe chestii și plus că din punct de vedere profesional stă bine, adică are o reputație bună. Stă foarte bine. Eu un singur lucru am să-i reproșez cu doctorul Irimie, pentru că eu îl știu de foarte mult timp. Noi am discutat la o manifestare despre anumite chestiuni. Nu știu cât a fost de imagine, cât a fost de altceva, dar eu sper și cred ca el să înțeleagă că medicina se face cu bani, nu cu voluntariat, nu cu sufletul, nu cu alte porcării pe care le auzi, gen Arsenie Boca, înțelegi? Da. Deci nu. Medicina se face cu bani. Da? Începând de la medicul care muncește și care trebuie plătit cum trebuie și terminând cu dotările. Asta se face cu bani. Nu cu vrăjeală, nu cu să fim buni, să fim drepți, nu cu sufletul, nu cu voluntariatul, nu cu medicul care nu mai poate să doarmă de binele pacientului. Astea sunt vrăjeli. Medicina se face cu bani. Da. Punct. Pentru că totul costă, inclusiv pregătirea medicului ăluia, nu s-a făcut gratis, s-a făcut cu bani. Da? Nu, într-adevăr, dar din ce îmi dau eu seama și din ce, cum văd eu lucrurile, eu ți-am mai spus de mult. Pentru mine, un domeniu nu poate fi condus de cineva care nu are nicio tangență cu domeniul respectiv. Deci mie degeaba îmi vine vrăjeala asta cu... Într-adevăr, în spate trebuie o echipă de economiști, chiar de ingineri, de tot ce vrei tu. O echipă, cu alte cuvinte. O echipă, da, dar ăsta care e liderul și ăsta care are viziunea trebuie să fie din domeniu, pentru că el știe foarte bine ce se întâmplă. Înțelegi? Deci nu poți să mă pui pe mine... Deci atitudinea de lider, de conducător, de... Care să știe exact... Să aibă viziunea. Și să știe exact despre ce este vorba în sistemul respectiv. Nu poți să mă pui pe mine să conduc Bucovina TV, habar n-am. Da? Nu știu. N-ai cum. Acum, deci, dar în, bun, la locul, în fine, la locul dacă, faptului, da, te poți califica. Da, da. Bun, da, dar ideea este că asta e cea mai mare greșeală în țara asta. Puși niște nei ca nimeni pe criterii politice în funcții cu care nu au nicio tangență. Da, dar eu n-am înțeles de ce, spre exemplu, la DSP l-au scos pe doctorul Ludovic Abiță, care părea de acolo, adică... S-a făcut descentralizare, Max. Și depolitizare. De. Astea sunt rezultatele. Da. Înțelegi? Da, dar vezi tu că eu nu personal merg pe varianta oamenilor care știu ce au de făcut. Așa și, așa și eu. Așa specialistului și eu. Potrivit, da, la locul potrivit. Da. Adică, ok, chestia asta, domne, pleacă ăla pentru că e din PSD. Da, nu, da, pleacă, da, că e din PDL sau din PNL. De unde o fi, da. De unde o fi. De ce? Pentru că am ajuns noi. Ăștia la alții. La, noi suntem la putere și trebuie schimbat. Da. Ciocul mic, că noi suntem acum la putere. Știi cum, da, e aia? Da. Nu, repet, în anumite instituții, în anumite chestiuni, mi se pare normal să schimb directorul, da? De ce? Pentru că te interesează să meargă politica ta, da? La Casa Albă, spre exemplu, sau în Statele Unite. Pleacă staful, vine staful, adică nu că schimbăm doar conducerea. Da, acolo e altceva. Spun, domne, schimb directorul că vrei să îți respecte noi, dar la noi schimbările astea se fac și la eșalonul 2 și 3 și până la femeia de serviciu. Normal. Mai abitir ca în America. Nu știu cum să spun. Dacă un om are o experiență și are o competență în domeniul ăla, lasă-l în aibă acolo. Dacă ai într-adevăr interesul de a face ceva pentru sistem sau chiar pentru țară, lasă-l acolo. Că ăla știe ce face. Da? Ia ascultă aici.
Este pentru a doua oară, că vorbeam de conducerea DSP Suceava, este pentru a doua oară în ultimele 5 luni când postul de director executiv al DSP Suceava este scos la concurs. La examenul programat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data 19 ianuarie nu s-a înscris nimeni. Da, nu dau salari aici, e tot pe bază de voluntariat, cum spuneai, sau... De ce nu s-a înscris nimeni? Nu știu. Nu știu. Condițiile de eligibilitate sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, studii de masterat sau post-universitare absolvite în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice în condițiile legii. Oho. Vechime, specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minim 3 ani. Hai și noi. Da. Mi-a plăcut faza aia cu cum s-a organizat concurs pentru director la casele județene de sănătate. Și s-a dus 42 și nu a luat niciunul. Bă, chiar n-am înțeles aia ce a fost atunci. Nu știu. Încă nu au trecut alegerile, asta a fost. Da, mă, dar spune, ok, cu ocazia, după alegeri facem un nou concurs. Sigur. Dar așa e scos pe toți aia 42 de, sau 41 câte județe are România, cu sectorul agricol, Ilfov, da? Scos că tu ai 42 de proști. Că... Ok, eu am toată stima și tot respectul față de cei care reprezintă Suceava, în permanență, oricare instituție ar fi, da. Merg ăștia la București și pică toți examenul. Adică, bă, 42... Da, da, știu că unul dintre ei, nu știu cât, spuneau, n-am picat pe subiect. Da, da, am avut 5 subiecte, n-am învățat decât unul. Și da, naiba, nu mi-a picat ăla, înțelegi? Da. Okay. Așa se conduce, meu omule, așa se conduce. Dom'le, noi am picat pe subiect. Înțelegi? Și în dimineața asta, publicitate, revenim.